Salut, eu sunt Paul, iar acum câteva zile am lăsat o postare pe pagina de Facebook InfoNow, unde vă invitam să lăsați întrebările voastre legate de bacalaureatul și admiterea la informatică. InfoNow este o platformă unde te poți înscrie în cazul în care ai nevoie de ajutor la informatică sau totodată pentru a-ți oferi ajutorul. Dacă te înscrii, noi vom căuta persoana potrivită pentru tine ca să-ți atingi scopul. Fie că vrei să obții o notă mare în bacalaureat, admitere, un punctaj bun la olimpiadă, ori chiar tu vrei să-i ajuți pe alții să obțină aceste lucruri. Dacă vrei să afli mai multe detalii, ai link în descriere pentru a accesa site-ul. S-au strâns destul de multe întrebări, iar astfel voi răspunde la cele mai întâlnite dintre ele. Prima întrebare este: cum te-ai pregătit pentru BAC și admitere? În principiu, pentru BAC ai foarte multe variante pe care le poți rezolva, spre deosebire de admitere, unde ai de rezolvat doar modelele din anii trecuți. Având în vedere că eu mă pregătisem pentru olimpiadă, a mai rămas destul de puțin timp după pentru a mă pregăti și de preadmitere. Olimpiada era undeva pe 10 martie, iar preadmiterea era la începutul lunii aprilie. Astfel, aveam o perioadă de aproximativ o lună pentru a mă pregăti. Tipul de probleme propuse nu mi s-a părut foarte greu, dar a trebuit să mă obișnuiesc cu modelul de subiecte. Astfel am început să lucrez subiecte din anii trecuți, dar înainte am verificat programa admiterii pentru a vedea ceea ce nu știu și aș putea să lucrez mai bine. Astfel, pentru admitere nu trebuie să lucrez numai subiectele propuse, eventual cu gândul că poate ai norocul să obții același exercițiu, deși chestia asta e aproape imposibilă, și trebuie să lucrez cât mai multe exerciții bazate pe ceea ce s-ar putea da la admitere, iar asta poți verifica în tematica de admitere pentru fiecare facultate în parte. Cum ți s-au părut bacul și admiterea? Pentru mine, personal, bacalaureatul și admiterea nu mi s-au părut grele, au fost subiecte ușurele spre medii, dar asta o spun abia după ce am obținut un punctaj destul de mare în ambele examene. Atunci, pe moment, am avut foarte mari emoții. Știu că la bacalaureat, deși trebuia doar să promovezi examenul, nu trebuia neapărat o notă bună. Înainte, cu o seară, nu prea puteam dormi și mă gândeam ceea ce se putea întâmpla. Deși eram bine pregătit și nu prea aveam cum să nu reușesc să promovez examenul. Așa că abia după ce am terminat examenul, mi-au trecut emoțiile și totul a revenit la normal. Ce părere ai că la Mate Info Intensiv, Info și Mate Info Classic se dă același subiect? Ar trebui să se dea la Mate Info Classic mai ușor sau poate mai greu la Mate Info Intensiv Informatică? Știu că de câțiva ani încoace matematică informatică primește același subiect de bacalaureat la informatică, deși nu contează dacă e intensiv sau nu, și poate mi se pare că nu e chiar echitabil. Eu am fost la profil de matematică informatică intensiv info și în clasa 11 și a 12 aveam 7 ore de informatică pe săptămână și e normal ca nivelul la informatică intensiv să fie puțin mai ridicat decât la neintensiv. Am avut foarte mare noroc că profesorul de la clasă era unul foarte bun și am reușit să învăț bazele informatice foarte bine, spre deosebire de alte licee unde am aflat în timp că nici măcar la informatică intensiv profesorii nu-și dau foarte mult interesuri, iar majoritatea dintre ei chiar sunt depășiți de materie. Consider că eu personal la informatică intensiv aș fi putut da un bacalaureat puțin mai greu decât cei de la neintensiv, dar până la urmă asta e decizia ministerului. Ai voie cu Define, Swap, Break la BAC. Din câte știu, ai voie, dar nu este recomandat. Profesorul care îți corectează lucrarea s-ar putea să nu înțeleagă ce ai vrut tu să scrii acolo și e foarte probabil să te și depuncteze. Ai putea evita totuși aceste situații, nu e necesar să le folosești, toate aceste funcționalități sunt doar ca să te ajute să scrii cod mai repede pe foaie, nu e de parcă ar fi esențiale, pentru că dacă erau esențiale, le-ai și fi utilizat foarte des în materia de la școală. Așa că îți recomand să faci o rezolvare cât mai explicită. De exemplu, ai un șir și vrei să verifici dacă există numere prime în el, în loc să folosești break prima dată când ai găsit un număr prim, e mai ok să-ți iei o variabilă denumită există număr prim, pe care o faci 0 înainte să intri în structura repetitivă, iar în structura repetitivă adaugi și există număr prim egal cu 0. Iar în momentul în care ai găsit un număr prim, schimbi valoarea acestei variabile în 1. Astfel, tu garantezi că în momentul în care ai găsit un număr prim, structura ta repetitivă o să se oprească și treci mai departe în cod. Care e treaba cu sesiunea specială de BAC la Info? Cei care sunt în lotul național al României la diverse concursuri și olimpiade, precum Olimpiada Internațională de Informatică, concursuri sportive sau lucruri de acest gen, trebuie să dea examenul de bacalaureat mai devreme, iar majoritatea lumii consideră că subiectele din această sesiune sunt puțin mai complicate, deși ele au exact aceeași dificultate. Au exact aceeași dificultate pentru că probabil ar fi nedrept ca cei care sunt olimpici la altă materie să dea un examen mai greu la o materie pe care ei nu interesează. Cât de mult contează să știm tehnici de programare mai avansate, divide et impera, programare dinamică, backtracking, greedy, pentru admiterea la informatică. Acest lucru depinde de la facultate la facultate. Pentru a da un exemplu foarte explicit, la facultate de matematică și informatică, unde sunt eu la Universitatea Babeș-Bolyai în Cluj, tematica de admitere acoperă doar materia din clasa 9 și a 10-a.
deci nu e necesar să știi aceste lucruri. Aceste concepte oricum se reiau la facultate, dar totodată e foarte bine să le cunoști pentru eventuale interviuri pe care o să le ai sau probleme pe care o să trebuiască să le rezolvi. Pentru facultatea de informatică în limba engleză de la UBB trebuie să dăm și examen la engleză. Eu sunt la specializarea informatică engleză și nu a trebuit să dau examen la limba engleză, deoarece la competențele lingvistice am reușit să obțin calificativul B2 la toate probele, iar acest calificativ este maximul pe care îl poți obține în cadrul acestui examen. Dacă ai Cambridge sau altă diplomă care să demonstreze că tu ai un calificativ mai mare decât B2, nu mai este nevoie să susții examenul, ți este echivalată această probă de lingvistică. Totodată poți susține și acest examen la limba engleză, care este, din câte știu, în acea zi cu proba la informatică sau matematică. Care ar fi topul facultăților după tine? Există 3 nivele la fiecare facultate: licență, master și doctorat. Eu personal consider că toate facultățile din România la nivelul de licență te învață cam același lucruri, dar într-o ordine diferită. Eu am ales facultatea din Cluj mai mult pentru oraș și pentru oportunitățile pe care le pot avea. Așa că personal consider că nu există un top al facultăților, poți să fii la o facultate extraordinar de bine cotată și să nu îți poți găsi un job, sau la o facultate slab cotată și eventual să te angajezi la o companie foarte mare. Crezi că o persoană a reușit să obțină o notă ok la admitere în 2 luni de pregătire zilnică? Pe scurt, consider că se poate. Dacă ești o persoană muncitoare și vrei să faci chestia asta, ai putea să obții ușor o notă bună în admitere. Acum depinde și de nivelul tău, depinde și cât de ușor înțelegi materia, dar cu ajutorul cuiva mai mult ca sigur poți reuși. Din perspectiva mea, e foarte important să ai pe cineva lângă tine să te ajute, să-ți spună ce ar trebui să lucrezi în plus, pe ce ar trebui să te focusezi mai mult. Ce părere ai de admiterea online? Dar crezi că ar fi șanse ca bacalaureatul să fie susținut online? Tehnologia evoluează și acest moment era inevitabil până la urmă. Din câte am înțeles, admiterea online, cel puțin la facultatea din Cluj, nu ar fi obligatorie, ar fi ca o alternativă pentru cine dorește. Toată lumea se gândește cum ar putea frauda acest examen online, dar până la urmă se va găsi o metodă pentru a se asigura că nu se întâmplă chestia asta. Nu știu, de exemplu, ar putea să fie un supraveghetor la 3 persoane, eventual să fie și webcam-ul pornit și partajarea de ecran, toate lucrurile astea. Iar până la urmă intervine întrebarea ce-i fără webcam sau chiar ce-i fără calculator, ce fac. Și de asta este prezentată ca o alternativă, încă nu o să fie o măsură obligatorie. Pe partea de bacalaureat, procentajul de oameni care nu au acces la internet chiar devine din ce în ce mai mare. Și totodată e foarte greu ca unele materii să le poți susține online. De exemplu, să zicem că la informatică și la română e destul de ușor să scrii, dar la matematică, dacă ar fi să desenezi un obiect în spațiu, e destul de greu, sau să calculezi integrale direct pe calculator, e și mai dificil de reprezentat. Sunt indecis la ce facultate vreau să merg, mă gândesc că ar conta și cum sunt profi, dar și cum e colectivul. La tine la facultate cum e? La începutul facultății nu cunoșteam foarte multe persoane, mai ales de la secția de la informatică engleză, dar am reușit să-mi fac foarte ușor prieteni. Oamenii sunt foarte de treabă, totodată și profesorii sunt extraordinari. Până la urmă nu e vina lor că unele materii sunt nașpa. E mult mai ușor să înveți când nu-ți urăști profesorii și poți face glume cu ei și toată atmosfera e relaxantă. Spre deosebire de liceu, unde probabil ai stat în clasă cu persoane destul de random, majoritatea au dat la Matinfo că ăla era cel mai bun profil din liceu și până la urmă jumătate de clasă de bac la altceva, nu la informatică. La facultate, până la urmă, nu ajungi din greșeală. Nu-i de parcă era 20-a ta opțiune pe o listă și până la urmă ai intrat acolo. La facultate zic că am intru cu note mari. Și e importantă chestia asta că oamenii chiar sunt interesați de informatică și toată lumea despre asta discută. E important să te înconjori de oameni care au același interes ca tine. Totodată colectivul e foarte unit, iar dacă ai întrebări, ai cui să le pui, eventual la cei din anul tău, cei din an mai mare, se găsește cineva până la urmă să-ți răspundă. Mersi mult că te-ai uitat la acest video. După cum am menționat la începutul lui, dacă ai nevoie de ajutor în programare sau vrei să îți oferi ajutorul, nu ezita să intri pe infonow.ro, iar noi îți vom găsi persoana potrivită care să te ajute sau pe care chiar tu să o ajuți. Dacă mai ai întrebări, le poți lăsa în comentarii, iar eu voi încerca să-ți răspund. Iar dacă vrei să mă contactezi, ai link în descriere spre cartea mea de vizită online. Îți urez mult succes în tot ceea ce vrei să faci.